Ne aflăm la meciul Oțelul Steaua, un meci extrem de interesant. O să vă dăm și rezultatul ceva mai încolo, dar până una alta, vină mai aproape. Vină mai aproape. Dumneavoastră, da, cu camera, da, veniți mai aproape. L-avem aici pe Bogdan de la Antena 1 și tu ai mai venit la mini-fotbal la noi, Bogdan. Da. Cum ți se pare? Mă uit la băieții și aici că joacă snooker, nu fotbal. Merg mingile așa, pasele foarte... Dacă, am impresia că dacă ești Ronaldinho pe teren aici, nu știu dacă neapărat faci față, nu? Trebuie să fii expert și pe mini-fotbal. Dai seama. Așa dar, e, nu? Dar da, unii, cei care sunt în teren, pare că s-ar pricepe, nu? S-ar pricepe, bine, avem pe Borceanu, domn profesor din teren. Fii atent. Vreau să-mi faci un 5 plus 1 la mini-fotbal. Dream team-ul tău. Dream team-ul meu? Da. Ronaldinho. Nu, hai să începem cu portarul. Hai să începem cu portarul, bine. L-aș lua pe Dida. Da, în echipa aia frumoasă, da. În apărare un Cannavaro, Fabio Cannavaro, Kivu. Cannavaro. La mijloc unu sau doi? Unu la mijloc. Da, Ronaldinho, da. Da, 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 da. Bun, și doi în Adriano, operatorul, da. Și, hai mă, să dăm și numele românesc, Adrian Ghiu. Bună, bună echipă, ce să zic, mai surprins un pic cu echipa asta, cu Dida, cu Cannavaro, cu, da, super. Hai să mai vedem și alte păreri, dar trebuie să ajungem pe partea cealaltă, ne ocupăm și de jurnaliști. Acum avem un alt jurnalist la care cerem părerea. 5 plus 1 la mini-fotbal, să-i vedem echipa lui Paul de la ProTV. Vorbește lumea că ai avea un prim 11 la mini-fotbal, 5 plus 1, orice fel de jucător nu trebuie să fie neapărat român. Dă-mi o echipă ideală pentru tine. Portar. Liga 1 sau din? Nu, din orice. Oriunde. Hai că fac din Liga 1, că na, tot e. Din Liga 1. Da. Bine, hai să vedem. Deci portar. Portar, aș merge pe Târnovanu. În apărare aș merge pe cineva pe experiență, Săpunaru, aș merge pe Săpunaru, chiar e un fundaș bun. Și Înghezana de la FCSB îmi place. Săpunaru, Înghezana, cuplu de fundaș central, da. Sau joci cu 3 pe fund? Să știi că am auzit și cu 2. La unul mijloc, la mijloc sau 2? Unul la mijloc și 2 în față. Okay. La mijloc trebuie cineva la creație acolo să facă diferența. Și aș merge pe, aș zice, Budescu. Chiar cred că ar juca bine la mini-fotbal. Trebuie cineva așa mai micuț, mai pe viteză în față, aș merge pe Mitriță și încă un atacant, mi-e mai ce lumea că semn cu Rahmani, deci Rahmani. Rahmani, hai să o repetăm, ai spus în poartă Târnovanu, în linia de fund Săpunaru și Ghezana, la mijloc Budescu, Mitriță și Rahmani. Ce... Bine, combinație, bine arată. Mai multe echipe. Bravo. Cum ți se pare la... Super, super frumos, am și o echipă, joc și eu. Chiar e o competiție mișto, s-a făcut și acum și terenul ăsta arată foarte bine. Ce să zic, sperăm și noi să facem o figură frumoasă cu echipa la care sunt și super, numai cuvinte de laudă. Mulțumim tare mult, Paul de la ProTV. Un alt jurnalist cunoscut, Vlad Nedelea, Gazeta Sporturilor, AM Sport și acum... Vlad, acum spune-ne tu, unde... Hot News. Hot News. Multă, multă baftă, sunt consider că nu am de ce să-ți urez asta, pentru că știm ce, știi ce ai de făcut. Da. Suntem prieteni și oricum. Una sau două de plecă. Câte vrei. Ok, mulțumesc tare mult. Vlad, 5 plus 1 la mini-fotbal, dream team-ul tău. Hai să iau un portar care nu cred că a fost ales de cineva. S-a retras, din ce știu, prin Anglia, George Curte. Bună asta. Bună asta. Eu cred că ar fi un portar bun de mini-fotbal. Era cu reflexe, un portar bun. Și a făcut el un meci, dar nu mai știu ce meci mi-a rămas din Liga 1 în cap. Cred că împotriva... Al lui Dinamo, cred că. Sau al Rapidului. Sau Rapid. Era două meci foarte bune. Da. Sezonă care le-am cap Mi-aduc aminte că sărea din bară în bară. În fine. Bun. Gabriel Tamaș, Marius Constantin, Florin Cernat și Lucian Sămărtean. Mamă mia! Denis Alibek, ca să avem și un atacant de care eu în caz că e nevoie. Da. Dacă, ce zici, prinde euro? Eu cred că o să prindă. Nu cred că va renunța Edi la un jucător care l-a ajutat mult în preliminari. Vlad Nedelea! Dragilor, ne aflăm alături de Florin Cernat,
tot în Ghencea. Acum mulți, mulți ani, în 97, dacă nu mă înșel, Oțelul învingea în Ghencea 3-1. Poate cea mai răsunătoare victorie a Oțelului fața... 3-1, da. Stel. Ții minte, meciul ăla n-am prins lot atunci, pentru că eram prea bătrân. Erai mic. Însă, e amintire frumoasă acel meci, mai ales în Ghencea, unde... Da. Cum am mai declarat și înainte, eu personal, cred că în Ghencea aveam cele mai mari emoții când jucam. Aici, astăzi, tot în Ghencea, Oțelul, da, cumva... Fără emoții. Acum fără emoții și am prins și lotul astăzi. Da. 4-0, nu? 4-0, dar puteam mai mult, dar a fost obosit. De fapt, am fost obosit, băieți. Cum sunt Petre Maringi, Gel Homan, cum sunt? Bă, știi cum e, la noi acum mai avem o vârstă. Nu cred că mai contează chiar așa de mult, știi, victoria sau cu cât am câștigat. Cred că e important că venim la mișcare și cred că na, sau putem fi un exemplu pentru restul care vin la mișcare, știi? Fii atent, eu te-am ales în Dream Team-ul meu, vreau să-ți faci un Dream Team, dar nu te incluzi pe tine. La mini-fotbal 5+1, pe cine ai alege și vreau să exclus și pe Borceanu sau Raul Ciupe, că ești în echipă cu ei și ar fi... Nu, vreau să alegi tu un 5+1, fără jucătorii alături de care joci aici la Victory Cup și fără tine. Din fost jucători? Da. Păi l-aș alege pe... Aș alege Mingi Cărie, îți dai seama. Dar nu, mai întâi portar. Hai, să începem. Portar, pe cine luăm? Portar? O să iei și unul în activitate, portar. Bă, nu. Hai, le-au pe Stâncioi, cu toate cu mine. Da. Și știe și cu Mingea. Pe fund? Doi. Pe fund l-aș alege din foști jucători, da? Ok. Pe Moftei l-aș alege. Pe Petre. Petre, că vede că pe Petre știe deci, și doi pe fund, da? Da. Petre. Mai sus aș alege pe Aliuță, că Aliuță știe cu Varza, cu așa bine. Așa, aș alege pe Ianis, că zic eu că la fel 2, 4, mai trebuie unul, nu? Și atacant, pe cine să? Pe Gigel. Gigel Buc. Perfect. Florin Cernat, Dream Team-ul. Îl avem, dragi prieteni, alături de noi pe Florin Gardoș și cerem și lui un 5+1 la mini-fotbal. Florin, bun găsit! Dream team-ul tău la mini-fotbal, dar nu te include pe tine. Ok, 5+1 din Ever sau colegi sau... Hai să spunem români, da? Români. Români, orice. Portar. Niță. Bine, nu iau înainte de 90, 2000 încolo, nu mai. Mai recent. Da. Niță în poartă. Niță în poartă, fără mine. Da, fără tine. Doi fundași. Kiri și Kivu. Așa, 2. La mijloc. Cum joci? 2-1-2 sau 2-2-1? 2-2-1, mai precaut așa. Luăm pe Borceanu, că e campion mondial. Sunt Mărtean. Da. Și un atac, ia să vedem unul. Pe Cernat, nu. Băi, ca greu cu atacanții, stai să mă gândesc. Aș fi zis Rusescu, dar e mai degrabă de teren mare, nu e de mini-fotbal. Nu este, Mutu. Mut, da. Nu știu de ce m-am gândit. Da. Florin Gardoș, Dream Team-ul lui aici la Victory. Baftă multă! Dragi prieteni, suntem alături de Marius Pena, pe care o să-l provocăm acum să ne spună niște lucruri extrem de interesante. Veți vedea despre ce e vorba. Marius, te salut, cum ești? Salut. După puțin obosit acum după meci. Fii atent, vreau să ne spui așa. Cei mai buni adversari pe care i-ai avut în funcție de calitățile lor, să spun așa. Cel mai bun adversar de picior drept. Cred că Oieruni. De picior stâng? E greu să spun acum. Cred că era pe la Benfica, n-am uitat cum îl chema. Atacant? Da. Cardozo, parcă a fost atunci în național și a ieșit și golgheter. Da. Euro, Champions League. Viteză, cine avea cea mai bună viteză? Poți să te gândești și la adversar din campionat, că poate erau. Erau, dar nu putem să comparăm acum, mă raportez doar la Champions League, îți dai seama, la topul. Cred că viteză era Nani în acea perioadă. Forță?
Fizic, așa, cine? Stânca, Rio Ferdinand. ai dat piept? Câteva ori în el și... Și nu? Am ricoșat puțin de el. Inteligență de joc, cine ți se părea că are cea mai mică? La un jucător care mi-a impresionat-o de la Benfica în acea perioadă, era pe final de carieră, Fabrício Aimar. Aimar ți s-a părut? Da. Așa, cele mai multe skill-uri combinate? Cred că Nani era în perioada aia cu skill-urile pe la Manchester United, din adversarii pe care i-am întâlnit. Au fost și adversari în campionatul intern, o să spun Sămărtean, ca și inteligență și tehnică de joc. Wesley, un marcator care tot așa m-a impresionat și a avut multe reușite în România. Adailton, picior stâng foarte bun. Sunt mulți, dar dacă încep să readuc aminte, mi-aduc. Ne gândim acum ce fotbal aveam. Fii atent, fără tine, fă-mi un dream team la 5+1 mini fotbal, care ar fi? Jucători din campionat. Jucători. Sau jucători. Și dacă vrei și portarul, te lăsăm să-l faci și de acum, dacă, să-l pui și de acum. Dacă... Aș pune pe Moldovan în poartă. Corație? Da. Bun. 2-1, 2-2-2-1, cum joci? 2-1-2, să mergem puțin pe atac. Da? Să știm cum unul închide. Să nu stăm prea mult pe apărare. Doi fundași? Cred că... Daua, deși e cam mare, nu știu cum se va descurca pe forță, cred că trebuie unul pe spate. Și mi-ar trebui unul ca și Chiricheș, pentru că să știe cu mingea, a fost și fundaș. Și la închidere? La închidere, cred că a jucat cu șut. Șut? Da. Bun. În atac? În atac l-aș băga pe Albu, că știu că joacă bine, mai leau și pe la mini-fotbal când e în pauză. Și Florinel Coman. Dream team-ul lui Marius Pena la Victory Cup. Dragi prieteni, ne aflăm la Victory Cup alături de Gigel Coman, dream team-ul lui. Să-l aflăm acum. Bun găsit, Gigel. 5+1 la mini-fotbal, dream team-ul tău, care e? Bună seara. Eu mai delicat așa, trebuie să mă gândesc mai bine. Un jucător, am un portarul, de exemplu. Da. Ter Stegen, pasează bine. Adică, interesant. Îți trebuie un jucător să pasă, un portar care poate să paseze. La mini-fotbal ai jucător în plus. E foarte, foarte important. Fundaș. 2-2-1 sau 2-1-2? 2-1-2, să 2-1-2. Zicem așa. Deci 2 fundași. 2-1-2. Stânga, Roberto Carlos. Dreapta. De la Barcelona. Dani Alves. La mijloc. Ce îmi plăcea mie când eram mai tinerel, așa, Redondo. Și în față Messi cu Ronaldo. Cum s-ar descurca? Imaginați-vă acești fotbaliști aici la Victory Cup, dar cine știe? Voi cum sunteți anul ăsta? Să zicem că suntem binișori. După 3 meciuri, 4 puncte, este ok. Azi oțelul Steaua n-a fost... Astăzi, bine că ne-am prezentat. Adică e diferență mare, între mai ales și de vârstă, și de pregătire, și de tot. Adică noi sunt 15-20 de ani, cred că diferență între noi și ei. Bine, și voi ați avut câteva absențe. Am avut și absențe, dar să vede diferența la vârstă. Asta e primul criteriu. Putem să alergăm? Facem ceva. Nu putem să alergăm? Mai puțin. Gigel Coman la Victory Cup. Rareș Pop este impresar acum, dar el a fost portar. Rareș, ce faci? Cum e la Victor? E chiar foarte mișto, sincer. E primul an și pot să zic că așa, îți dă puțin sentimentul. E ca și când jucai fotbal, că ești angrenat într-o competiție, mai ales că avem și un grup de băieți foarte mișto, mai avem și foști fotbaliști și e frumos. Cine te-a convins să vii la competiția asta? Florin Gardoș m-a chemat, pentru că noi jucăm și lunea pe sintetic împreună și este și din orașul meu natal, din Satu Mare, și el m-a convins să vin. Spune și mie un dream team la mini-fotbal, dacă ar fi să alegi 5+1. Portar, nu pe tine. Nici nu mai legeam oricum. Jucători retrași sau în activitate? Hai să încercăm de data asta cu jucători în activitate, să vedem ce este. Eu o să-l pun în poartă pe... Cred că o să-l aleg pe Târnovanu. Fundaș o să iau pe... Bună întrebare. Pe Drăgușin și pe Screciu. Claudiu Petrila.
Bayaram și Alex Pop. Perfect, ăsta e dream team-ul lui Rareș. Aici la Victory Cup, cine știe vreodată. Să știți că nu ne gândeam vreodată că Van der Vaart va veni să joace aici. Uite că a venit și mai joacă la Victory Cup. Așadar, aceste dream team-uri pe care le faceți ar putea să se îndeplinească la un moment dat, cine știe. Am unul dintre jucătorii mei preferați de la Victory Cup lângă mine, Denis, îl știți cu toții, cred, fan curierul numărul 10, câștigă astăzi, însă Denis nu prea a jucat. De ce nu prea a jucat contra dacilor? Bună seara, în primul rând, tocmai am venit din vacanță, am aterizat azi dimineață și am ceva kilograme în plus, 5 zile se simt și nici nu prea pot să fac efort, se pare, mă sufocam. Ați bătut azi 4-3 contra dacii? Da, am bătut, avem o echipă puternică, suntem destul de motivați, trebuie să recuperăm etapa pierdută de săptămâna trecută și încercăm să aducem victorii. Dream team-ul tău de la Victory. Cu jucători de la Victory? Nu, cu jucători retragi în activ sau chiar și care în toată lumea? Da? Dar, nu, hai să-i luăm români, că au mai încercat alții și ne ducem prea departe. Ok. Portar Cătărușanu. Pe spate a jucat cu Gabi, cu Tamaș și cu Rațiu. La mijloc Budescu, Cernat în față și dreapta, tot în față, Petre Marin. Petre Marin? Cu Petre Marin, da, cu Petre Marin. Petre Marin vârf la Denis Telian. Ce? 10, ne auzim, da? Tare, se joacă tare, vă spuneam, cel mai important. Stai, mă fac să râd cu pulterină. Mă face să râd. Ia, fiți atenți că e o fază periculoasă. E o fază periculoasă, te rog, filmează-o. Na, a fost aproape și All New Star să înscrie de această dată. Se joacă tare la Victory. Am un cameraman care fuge de mine. Eu nu înțeleg de ce tot fugi de... Merge? Merge, merge. Comentăm această partidă con questa sera, una occasione importante per la... Asta era dacă eram Italia. Cam ăsta e duelul Oțelul Steaua din această seară de la Victory Cup.